Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național Ponoare Ponoare a luat sfârșit și a fost un real succes, având în vedere sutele de oameni veniți să se distreze în cele 3 zile. De asemenea, 20 de tineri talentați din întreaga țară au concurat pentru premiile festivalului, premiul întâi fiind acordat de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Prima zi a Festivalului Național Ponoare Ponoare, ediția 16-a, a debutat cu Parada Portului Popular, la care au luat parte nu doar concurenții înscriși în concurs, ci și locuitorii din comuna Ponoarele, satele din jur și chiar oaspeți veniți din țară. Ce ne poți spune despre Festivalul Ponoare Ponoare? Este o tradiție care la noi la Ponoare se păstrează de foarte mult timp și de fiecare dată, când am ocazia, profit să cânt și eu pe scenă pentru că sunt de aici, iar ei sunt colegii mei, Liliac de la Ponoare, care o să danseze astăseară pe scenă și vor deschide festivalul împreună cu mine. Este, cred, cel mai frumos festival pentru că e acasă la mine. Reprezentăm primăria Comunei Godeanu, prezentăm portul popular, autentic, îl reprezentăm cu mândrie, mai ales din zona de nord a Mehedințului Godeanu. Pot spune că în fiecare an poate să vă surprindă plăcut de fiecare dată, deoarece vin din ce în ce mai mulți copii și surprinzător din ce în ce mai mulți copii vor să facă muzică populară și îi poartă costumul popular și vin aici să participe la paradă și la concurs. Este un festival foarte frumos din punctul meu de vedere. Sunt oameni minunați care au ajutat la facerea acestui festival și le mulțumim pe această cale. Am participat de la primele ediții la acest festival concurs, dar nu în cadrul competiției, ci ca și invitați pentru Parada Portului Popular. După cum vedeți, tot locul acesta este împânzit de costume populare, care mai de care mai frumoase, și noi nu facem decât să ne bucurăm de acest moment de folclor autentic românesc. Ținând cont că aici e acasă la mine, anul trecut am fost și eu laureat aici, am venit să văd concurenții, sunt voci foarte bune toate, spectacolul e foarte frumos și e foarte multă lume. Pe scena festivalului concurs național Ponoare Ponoare au evoluat 20 de tineri talentați din toate colțurile țării. Aceștia au dat tot ce a fost mai bun pentru mult râvnitele premii. Probele din concurs au constat în interpretarea unui cântec liric fără acompaniament și un cântec ritmat cu acompaniament orchestral. Ajutat la nevoi, mă duc să-i cu boi întârg, le mă duc să-i cu boi întârg, mă duc să-i ca să-mi vând, mă lai la copii să aduc, n-apucai să ajung întârg, negustorul m-a văzut și mi-a dat cât am cerut. Au boii mei.
Acompaniamentul în toate seriile de spectacol a fost asigurat de Orchestra Lăutarii Mehedințiului a Palatului Culturii Teodor Costescu, condusă de profesor-dirijor Nicolae Drăghia. Juriul a fost alcătuit din personalități de seamă și cu o vastă experiență în domeniu. Președintele juriului și totodată directorul festivalului a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Niculin Stoican. Sâmbătă seara, atmosfera a fost întreținută de artiști consacrați, dar și de tineri talentați. Printre aceștia se numără Anica Ganțu, Cosmin Bârlan, Irina Zoican, Sanda Argint, Dorinel Gavriluț și Oana Părvan. Îmi scurtează drumul, tinerețea nu mai vine, ce-a trecut, trecut rămâne. Așa e. În ultima seară de sărbătoare a avut loc și premierea concurenților. 11 dintre ei au fost desemnați câștigători în urma evaluării juriului de specialitate. Marele premiu al festivalului a fost câștigat de Crisante Nicoleta din Olt și a fost înmânat pe scenă de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Mă bucur că sunteți în fiecare an într-un număr covârșitor pentru noi. Sunt foarte fericită că acest festival are continuitate și pentru această continuitate trebuie să mulțumesc în primul rând Consiliului Județean al județului Mehedinți, domnului președinte Aladin Georgescu, pentru că, știți, există clar o ierarhie în lumea asta și nimic nu se poate întâmpla decât așa cum se cade și se cuvine. Este minunat să vezi că cei care oblăduiesc destinele județului au grijă și de partea culturală, de latura aceasta spirituală, a sufletului, a minții. Nu putem trăi și avem această experiență după cei doi ani în care am trăit singurei mai mult, despărțiți, distanțați, nu putem trăi fără a avea grijă de sufletul nostru, de spiritul nostru, de mintea noastră. Eu cred că asta face festivalul Ponoare Ponoare. Mă bucur că sunteți într-un număr foarte mare și senzația pe care o am în fiecare an este că numărul dumneavoastră este din ce în ce mai mare. Vreau să profit de această ocazie, domnule primar, și în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră și să vă felicit pe dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră, consilieri locali, pe colegii dumneavoastră din primărie, pe toți cei care v-ați ocupat ca acest festival să se deruleze în niște condiții extraordinare. Este festivalul care face cinste județului Mehedinți, care promovează nu numai Comuna Ponoarele, care de fapt promovează tot nordul județului, promovează turismul nostru montan, promovează această zonă și, așa cum spunea și doamna Niculina Stoican mai devreme, avem și noi obligațiile noastre. Și cred că în ultimii ani am demonstrat și se vede și acum că am încercat să dezvoltăm infrastructura rutieră în nordul județului, astfel că din ce parte vreți să ajungeți la Ponoare, să ajungeți pe drumuri bune. Și pe de altă parte, domnule primar, nu cred că vă deranjează dacă dau eu vestea asta minunată pentru ponorenii dumneavoastră, dragi și ai mei, în egală măsură, și anume că acum două zile s-a semnat un ordin al Ministrului Dezvoltării, prin care Guvernul României alocă o sumă semnificativă, extraordinar de mare, de fapt, pentru județul Mehedinți, iar pentru Comuna Ponoarele, a alocat suma de 14 milioane de lei, aproape 3 milioane de euro, pentru a realiza aproximativ 17 km de drumuri comunale, sătești și vicinale în comuna dumneavoastră, astfel că, după ce va fi implementat acest proiect, putem vorbi că
tot ceea ce era de asfaltat, domnule primar, se va asfalta. Comuna Ponoarele beneficiază de un om gospodar extraordinar care știe ce are de făcut, are susținerea dumneavoastră, are susținerea mea, are susținerea partidului pe care îl reprezintă, Partidul Social Democrat a Consiliului Județean și poate eu sunt subiectiv, dar s-a văzut că în ultimii ani lucrurile au evoluat într-o direcție bună pe care chiar și răutăcioșii nu o pot contesta. Să acordăm premiul cel mare, să acordăm trofeul Festivalului Național de Folclor Ponoare-Ponoare concurentei, care în viziunea jurului s-a prezentat cel mai bine și cred că este și în accepțiunea dumneavoastră, și anume trofeul acestui festival concurentei Crisante Nicoleta, pe care o invit pe scenă și știu că aștepta cu mare emoție acolo. Felicitări! Vă mulțumesc din suflet! Datorită implicării primarului Georgică Pătrașcu și Consiliului Local Ponoarele, au fost 3 zile de succes, zile în care atât locuitorii cât și oaspeții veniți s-au putut bucura de muzică, joc, voie bună și bucate alese. La această ediție a 16-a Festivalului Concurs Național Ponoare-Ponoare, interpreții de acest an au fost deosebiți de buni. Ei au urcat pe scenă și în urma preselecției au rămas din 40 de concurenți doar 20. Anul acesta, premiul cel mare, trofeul a plecat în județul Olt. Ne-am fi dorit să rămânem ehedinți, dar juriu este un juriu cu expertiză și nu a făcut altceva decât să plece cu trofeul spre Olt pentru că a meritat acest lucru. De asemenea, și îndrăgita interpretă de muzică populară Niculina Stoican s-a implicat pentru o cea mai bună organizare a festivalului. Aceasta a fost atât directorul festivalului cât și președintele juriului și a oferit din finanțare proprie ca și premiu pentru câștigătorul marelui trofeu înregistrarea unei melodii din repertoriul acestuia alături de orchestra lăutarii mehedințiului a Palatului Culturii Teodor Costescu, condusă de profesor dirijor Nicolae Drăghia. Pentru organizare trebuie să mulțumesc din tot sufletul și ca interpret, dar și ca director al acestui festival Primăriei Ponoarele, Consiliului Local și domnului primar Georgică Pătrașcu pentru toată frumusețea asta pe care și voi ați văzut-o, pentru că ați fost alături de noi toate cele 3 zile ale festivalului. Noi ne bucurăm la Ponoare de ceva vreme, de concurenți valoroși care vin setați pe un festival cu notorietate și cu o valoare excepțională și atunci și nivelul lor este foarte ridicat. Mă bucur că am participat la acest festival de mare anvergură, că m-am reîntâlnit cu prietenii mei, că ne-am distrat. Organizarea a fost minunată. De altfel, vreau să mulțumesc juriului pentru încrederea acordată, pentru că nu am apucat să mulțumesc din cauza emoțiilor. Seara a fost încheiată cu un foc de tabără și recitalurile celor mai îndrăgiți interpreți din mehedinți, Venera Despău, Ana Maria Oprișan, Ionuț Tudorescu, Nina Predescu, Delia Barbu, Alina Moții Drăghia, Marian Medregoniu și Niculina Stoican, alături de orchestra lăutarii mehedințiului, profesor dirijor Nicolae Drăghia.